Păi, fraților, deci dacă nu intrați și voi chiar acum pe Eneba, pe linkurile din descriere, sunteți niște fraieri, jur. Deci chiar mă supăr pe voi, dacă ratați cele mai bombă oferte la cele mai bombă jocuri, nu uitați, pe Eneba găsiți toate jocurile pe care le vreți la cel mai bun preț. Linkul în descriere. Tocmai am lansat noul merch și trebuie neapărat să intrați și voi chiar acum pe zgang.ro pentru a cumpăra cele mai top tricouri și cele mai top anoroace. Calitatea este garantată și în curând o să adăugăm și mai multe produse. Abonați adevărați cu siguranță o să intre chiar acum pe linkul din descriere și anume zgang.ro pentru a comanda cine știe poate un tricou, poate un anorac sau poate ambele. Nu uitați zgang.ro și haideți să trecem la episod. Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni, la un nou episod din seria noastră minunată de triviadori. Iarăși încercăm să ne cultivăm, suntem aici alături de Valentina și de Seven King, băieți, și știu că vă place foarte mult această serie, așa că nu uitați să răpeți și voi like-urile alea, guys. Kick, câte like-uri strângem pentru un triviador în care o să-ți arăt care e mai deștept. Fază, fază. 500 de like-uri. Mama, ai băieții cu 500 de like-uri acolo puternice, vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea și... Acum le arătăm iarăși acestor copchi care este creierul operațiunii. Valentino, alegeți noi? Valentina și alege mâine, nu-i problemă. A, nu-i nicio problemă, mă, băieți, mă. Eu eram. A, nu, eu, nu, eu doamne ferește, lasă că ai teritoriu bun acolo, că vin direct, uite, în direcția asta, da, nu mai trebuie să... Nu mai trebuie să atac două părți. Ce sunt pleurele? Perfect, nu mai, gata. Bă, și asta culmea chiar știam, dar voi ați spus răspunsul mai lung, adică... Ba, nu, mă, ce mic. Pleura, îmbracă plămânii, protega... A, nu știți, mă, voi, de-astea, hai. Mamă, îl mănâncă în curpă ăsta, mă. În timpul cărui faraonul au fost construite templele de la Abu Simbel. Ramses al doilea. Sunt... Vezi? Chiar ăsta era răspunsul corect, da, ne place rău de tot triviadorul ăsta, mă, băieți, mâncava și grava asta. Dar uitați ce căcat acum, că ăsta a venit direct aici, la castelul meu. Peace. Nu-i problemă că vin și așa. În ce an orașul Osaka a participat la organizarea campionatului din Japonia? Mamă, stai, mă, așa că... Ăsta e, mă. Deci pariu că ăsta, băieți? Bravo! V-a făcut? Nu știam să fi fost campionat mondial în 2002 în Japonia. Păi tu în 2002 nici nu erai născut, rege. Adică... nici nu erai născut, bossule, nu știu cum să-ți zic. Oh, da. Atașament față de valorile naționale. Da. Cam ușor cu patriotismul. Nu știu cum se vede. Care stat să se gândească atâta? Eu am dat acolo, da. Vrea să spun și altruism. În ce an a decedat actorul Mitică Popescu? Coaie. Mamă, uite cine e la albastru. Coaie Mitică Pop, tu ești la albastru, ești prost? Nu. Bă, da, tu ești la albastru. A, da. Câte grame de vitamina B conțin sâmburii de caise? Coaie de... Puii mei! Na! Mamă. Și am vrut să pun 12, vere, am vrut să pun 12! Da. Coaie! Da. Incredibil, bă. Eu mănânc sâmburi de caise. Păi nu, mă, nu, tu bei cola doar și atâta. Ce grame de trau obținut? Deci nu mai citesc, eu v-am mai zis. Da, mă, general, fi tank. Câte aripi au doi castori și o ciocârlie? Ce prost sunt, bă. Am uitat că și castorii poate. Păi, doi castori și o ciocârlie. Coaie, am uitat că... Coaie, și castori au aripi, nu știai? Nu! Păi, ce? Coaie, ești prost? Doamne, păi... Și ciocârlia câte aripi are? Două, nu știu. Și castorii câte au? Zero. Bravo, bă, Kik. Ai urcat pe scara inteligenței. La ce vârstă a fost admis la universitate cel mai precoce student? Coaie. 12. Ce? Cât? Coaie, what? La 4 ani l-au băgat la universitate. Am zis 18, ca oamenii. Da, mă, nu mai zic nimic, băieți. E greu cu triviadurul ăsta. Care este simbolul elementului chimic? Oganeson. OG, yo, bro. Asta nici n-aveau G și unde era O? Oh. Câte tablouri a pitat Benito Mussolini? Să hai, moară, mă, eu și eu pe ăsta, șefule. 78, bă, ce aia, mă, ești nebun? A, păi, poate a băgat Mussolini multe tablouri, știu. Tata, am zis că dacă e întrebarea câte tablouri a pictat
Cine era Porecli Maradona din Carpați? Gheorghe Agi, nu? Sau? A, păi ai, că toată, oricum toată lumea știe aici, mă, băieți, mă. Scris copii a avut un arghis scriitor român cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea liricii românești. Da, cum să n-ai văd? Cum... Dacă întrebarea e câți copii a avut? Mamă. Dar poate avea 0 copii. Și câte picturi a avut și erau 0? Nu, erau 3. Erau 3? În care dintre următoarele filme a jucat Sergiu Nicolaescu rolul Andrei? Pistruiatul. Bă, ești prost? Eu asta chiar o știam, ești de bun, bă. Tu știai, prost eu. Care dintre următoarele variante nu este o marcă de vopsea de păr? Ia, păi și uite cine dă în mine. A, tu ești. Bă. Gilet. Gilet, tată, păi puii mei. În ce secol s-a născut Ian Cujanu vestit haiduc din Oltenia? Uite-te mă la băiatul ăsta care dă cu putere, ești nebun? Să zic că XD dacă am dat cu puteri. Dar rup puterile alea. Te mă trecu, înseamnă că doar ai bulandă la aia. Ai bulandă la de jigos, brandul Adidas se ocupă special cu sandale. Sandale mă băieți, ce nu știați? Rup sandalele băieții, câte țări se învecinează cu Armenia? Nu, easy. Mamă, și-a avut 0,07 diferențe, ești nebun. Băi, Valentina, că pierzi, bă. Băieți, m-au acaparat ăștia, mâncava și gura voastră. Cum se numește triunghiul cu toate laturile egale? Bă, isoșel sau echilater, nu știu. A, bă, chic. A, echilater. Ce prost e, doamne. Câte picioare are o vrabie de casă anatomic întreagă? Două coaie, nu? Coie, două, ce puie? Coie, ce-i cu întrebarea asta? Păi, dar ce-i cu întrebarea asta? Dacă nu era întreagă, cred că avea mai multe picioare sau mai puține, nu știu. În ce ora s-a născut Wolfgang Amadeus Mozart? Mamă, să mă bată, mamă, e grea asta, bă. De ce a spus Salzburg? Câte finale de mare șlem a jucat Conchita Martinez? Uite, mă, bă, deci ăsta... Frumos. Toate puterile le dă coie sau are cel mai mare bolan la cu marș mă, te știi, marș mă, dar ieși tu la bere cu ăla. Încrede-te mai bine în virtute decât în soartă. Ai de capul meu, mi-o lacă-t ochii. Nu mai vă bine. Aia am vrut să o pun și eu cu aia. Am vrut să o pun pe aia din stânga, dar pana mea, am zis că toți handicapați, o pun pe aia și o pun pe alta. Hai mă, ieși un pic afară. Cum continuați versul melodiei sau în ce catrupe suie Papa Rude? Sunt genul de om? Asta. Sunt genul de om educat, dar... genul de om educat, dar... nici n-am citit cu aia. Păcat, da. E prea devreme pentru nebăiți, abia m-am trezit. Ferrero și este un brand special de... praline deosebite. Bravo mă, Chichi. Deci au fost deosebite. Nici nu știi ce sale, când îl vizi, scriu pe african pe animal de la Zama Capre. Mamă, coai. Te pup, rege, hai. Dă-i drumul de aici, bă. Eu m-am dus direct pe 1800 și din alea. Ce 1800, mă? N-am văzut înainte. Care este capitala continentului? Comitatului, coaie, Hertfordshire și toată nestul Angliei. Bă... uite ăsta de... bă, prostul de... nu, taci! Bă, ratatul, ai pus-o pe aia mai lungă, bă, ești șobolan. De ce ăsta numai pe aia mai lungă o pune? Și n-am văzut-o. Care dintre următoarele orașe se află în România? Cred că ăsta, mă, sincer. Ăsta, ăsta, deci... ăsta de aici. Eu aș fi pus să Ghindești. O da cu din alea. De unde știi, mă, că a dat cu din alea? Nu cred că, dar te face doar. Mamă, logarin din 10.000. Ce e asta, tat? Logarin din 10.000, băieți, hai. Din 1.000. Din 1.000. Și cred că ăsta. Coi, what? Nici eu nu știam, bă. Mamă. Mirăuț. Mamă, iar dă ea, mamă. Și dă cu putere din aia și mă bate. Cine plăce lichidul seminal numit și spermă? Mamă! Zi, mă, bă! Deci, chic, cred că pune ăsta, bă. Chic, cred că pune ăsta. Cred că Kik pune asta, mă jur, coaie. Ce proști! Bă! Coaie, deci practic dacă n-ai coaie, tu tot poți să ai copii, din ce a spus voi, nu? Deci băieți, dacă n-am coaie, pot să fac copii. Bravo, mă! Ce opere aparține lui Cornel Mendrea? Medrea, mă. Cornel Medrea. Câte medalii de aur a câștigat Olanda la Olimpiada de vară din așa?
mă, bro! Coen ăsta a pus random, uite Coen, nici măcar n-a citit întrebarea, bine a pus random, că oricum nu știam. Marșul mă care este echivalentul cuvântului flag în limba română, ia-ți vedem. Bă! Și-a reconstruit turnul, mă, mă. Da, mă, că eu nu-s fraier, easy. Aaa, what the fuck, cum de cu și-a reconstruit turnul? Gen, a dat el pe el? Elvis nu mă interesează. Elvis nu mă interesează. Coen, cum trecut ai reconstrucție de aia, what? Easy. Aaa, te ataci tu pe tine, gen, nu? Da. Și acum iară eu atac. Coi, what? E rândul meu, gen. Și acum zbor tu. Care este un fel de mâncare specific japonezilor? Wow! Wow, grea întrebare. Matei Basarab a fost domnul țării românești în secolul... 3. Bravo, mă! Ești prost rău de tot, mă, King, ai pus... Hai, da. Valentino, dă-i pe King și câștigi. Nu, bă, tu n-ai nici... Doamne, femela! Coaie, luai un teritoriu și câștigai! Doamne! Easy! Păi nu, mă, că vrea să mă bată. Către localități intră în componența orașului Cehu Silvanii, județul Sălaj. Deci, Valentino, tu aveai 2400 de puncte, el 2800. Îi luai un teren, aveai 2700 și el 2500. Oricum nu mi-a luat niciun cap din ăla ca să-mi ia genul teritoriu. Hai, easy! Da, păi... Două unghiuri care însumate o sumă de 90 de grade se numesc. Ești mort, coaie. Bă, care însumat? Coaie, ce prost sunt. Am crezut unghiul de 90 de grade e drept unghii, gen, știi? Bam, 90 de grade, dar am citit după însumate. Mamă, păi dăm bacul aici pe trivia, dor. Da, bun, bă, asta a fost doar de încălzire. Băieți, revenim cu tura a doua, let's go. Tura a doua, prietenii mei, haideți să vedem dacă acum ne descurcăm în coată. Nu uitați să torpilați și voi like-urile alea găsi dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri cu trivia, dor. Mă duc tot acolo, la mine, la Timișoara, mâncava jura voastră. Eu nu te văd acolo la Constanța, Valentina. Așa. Bine, acolo e Dobrogea, aici, ori, da. Constanța, da, aia ești dreptate. La orășele. În ce parte să... Uite, mă duc așa să am după... Loc de manevrare. Toată lumea e centru, hărțitat. Din ce aparat fac parte plămânii. Așa ca... Nici tu... Să le citim pe toate, băieți, să nu greșim aiurea. Trebuie să avem răbdare. Coaie, cine a stat atâta? Chic. Eu. Doamne. Dar nu face parte. Din ce aparat? Ce dracu? Din ce aparat face parte? Era eu să zic nici aparat. Capitala care țări este Seul. Nici nu mai citesc, da. Că e cam ușor. Voi ați dat pe aia mai lungă. Dacă vă întreb de capitale, sunteți morți. Sunteți morți, n-ați auzit că... de Seul în viața voastră, băi. V-ați auzit, îmi place să mănânc. Coi, ce ai, mă? De la el. Când a intrat Trebeția în primul război mondial. Hai, vă sun eu. Cucat. Coi, Elveția. Niciodată. Coi... Și care vă sun eu, de unde mă, Chică? Ia spune mă țările care au participat la primul război mondial, fast! Stai să ți le numai. Ba, eu alegeam, mă, hai că vin aici. Păi numărele, hai. Nu, dar eu știam de Luețea că e cea mai... Care într-o următoarele este operă scrisă de criticul Corin Braga? Gata, hai. Păi... Ce ai, mă, cine știe asta, mă, mâncava și gura voastră? Bun, acum începe războiul, hai ven. Câți ani a trăit designerul de modă italian Guccio Gucci? Ca mă, e perfect răspunsul meu, pariu? Aolo! Coaia, trăi mult, al drecu, ești nebun, a avut viață bătrânul tată. Eu am crezut că e designer de ăla de a muri repede, știți cum se mai întâmplă. Hai, Kik. Ce echipa câștiga divizia în sezonul 1923-1924? Coaie, primă repede. Nu știu de ce, dar cred că asta. Cred că chinezul Timișoara, da? Chinezul Timișoara, câți pion conține un joc de șah? Nu știu. Ce prost sunt, Coaie. Coaie! Bă, era la dublu, Coaie! M-am gândit la o echipă, dar gen jocul per total. 8 sunt într-o echipă, Coaie, și am zis bine, Coaie, 8. Și mă gândeam de ce nu-i corect. Eu care n-am nicio idee. Ce gen muzical cântă formația italiană e Volo? Coaie, uite mă, dar eu bă greșesc întrebările, tate, eu m-am gândit doar la echipă, op? Dacă te grăbești. Nu m-am gândit și la cealaltă echipă. Mă, ce e asta, mă? Mamă, v-ați dus, ce mamă, Coaie, mă arunc. Ce e asta? 6 la pătrat plus 8 la pătrat egal ce la pătrat și ce la pătrat? Pai. Nu știu, mă.
Easy. Mamă. Mamă, ce deșert. Da, mă, 10 era. Că 6 la pătrat, 6 ori 6, 36, 8 ori 8, 64, fac 100, 10 la pătrat, deci 10, bun. Ce arhitect a proiectat poarta Brandenburg din Berlin? Oare cine, băieți, oare cine? Oare... Mă duc pe ăsta. Eram pe ăla, Germain Greer, Greer. Apa pur la 25 de grade, un pH foarte apropiat de... Da, eu cu chimia, băieți, cu pH-urile astea, da. Nu știu cum să vă zic, dar... M-a rupt pH-ul, băieți, mă... Da, Chim le știe, ești nebun, e chimist de mic, tată, face chimie în Coca-Cola aia. În ce țară se afla orașul Ulu? Mamă, coaie, cred că aici, mă, jur. Și eu tot aici aș fi pus, jur. Pe Letonia, gen. Mie mi-a adus la Letonia. Bă, da, mai dau și eu. Mă mai joc și eu, băieți, care era denumit la latina localității Solothurn, Elveția. Asta e ca și când vii pe ăsta. În ce, bă, ăsta? În ce țară e orașul Târnăveni? Prin ce țară e? Cât te plăcea dat Dumnezeu asupra egiptenilor pentru a-i scăpa pe evrei? Uite, mă, cum pune el. Coaie, da, deci, bă, căcatul ăsta are un bulan mereu. Pune cu unul diferență de tine și el câștigă, gen, dar nu știe nici el, e mort. Exact. Delicat. Câte titluri ale turneului australiei au până câștigat campionul nord-american Arthur? Coaie, n-are cum să câștige atât de multe. 6, extrem de multe. Nici nu știu dacă are ceva așa. În ce cartea se află cimitirul Vesel? Mamă, și-l seam pe ăsta. Da, și-l pus Calimănești, și-l tot Calimănești. Mamă, aproape, aproape. Valentino, ai fost salvată, dar... Stai așa că am eu o treabă. Care este cel mai bine vândut album din istorie? A, pe cine? Pink Floyd. Easy! Ești mort, tată, ești mort. N-ai nicio treabă, bă, 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 mamă. Și acum uite unde am deschidere, rege. De unde răsare soarele în emisfera sudică? În emisfera sudică răsare din... Sudică... Coaie... Nu! Easy, tată, ce-i, păi... Ce? Ai stat puțin. În celul anului 2008 a murit actorul... Easy, mă, căcatule, hai! Hai, știam, era fratele meleu, ești nebun. Bă, mai dați mult. Ce rol îndeplinesc coasele? Hai, gata, GG. La formă, corpule. Le-am citit, tată, pe toate. Câte părți are un vulcan? 7. Easy! Băieți, am cucerit castelul Valentine, easy! Am și pe tine, da, mă, meritat. Bă, chic, chic, cam ușor, tată. Mai învață jocul, bă, aș putea. Ia să intru și eu aici. Cine a fost prim-ministru României pe rada așa? Sau... Petre Roman, tată! A, da, că a fost doar un an. Ok, ok, bun. Aie, bă, chic, ce faci, tată? Ești mort? Ce înseamnă grumaz? Nu știu ce înseamnă. Coaie, ești mort! Nu știi ce înseamnă grumos, da, până și eu știu și tu ești de acolo din Târnăventa. A, mă, te pup, rege, te pup. Grumos. Hai, du-te înapoi la tine. Airanul este bătura națională la cărei țări? Asta. Airanul, băi. Am dat, pe aia, direct. Bă, a Turciei. Easy, bă, ești mort, bă. Coaie, da. Turcia, Airan, te duci așa urma și îți dau aia Airan. Ce oraș a participat la organizarea campionatului mondial de formă găzduit de Chile? Găzduiri de Chile. Ești prost rău de tot. Arica. Da, sunt prost rău de tot, bă, nu e ca și cum suntem amândoi prost rău de tot, amice, da? Arica. Cine te-a bătut, Kik? Tu mai ai o singură șansă, tată, la cap, la da, cap. Nu mai poți să dau, nu mai poți să dau. Ești mort, ești mort, gata, easy. El nu fuge nici nu împunge, merge în pe cărare cu căsuța în spinare. Țapul. Bravo, tată, da, să gândim. În ce an a avut premiera de desenul animat Johnny Bravo? Ești mort. Bă, deci băieți, mi-am pus creierul la contribuție, stai așa că, bă, vrei să te fac din căcat, să-l iau și pe ăsta, tată, să-l iau și pe ăsta, n-am cum. Trapezul poate fi... Na, mă, n-am citit toate. Ce? Bă, uălă. N-am citit, asta direct. Bă, n-ai, deci, bă, n-ai cum așa ceva. 5.000 de puncte, Kik. V-am dominat, deci băieți, asta, taci, taci, taci!
Deci asta vreau să vă zic, băieți, că a fost efectiv dominarea totală, prietenii mei. Bă, dar dominarea totală, mă, tată, mă, gata, Kip, te pup. Te pup, Valentino, vă pup. Prieteni, cam asta a fost episodul, guys. Bă, sincer, eu sper că v-a plăcut, pentru că nouă ne place Triviadorul, pentru că, bă, pe lângă faptul că râdem, ne distrăm, mai învățăm chestii, frate, și mi se pare chiar super interesant. Așa că nu uitați, dați ceva acolo, cât mai multe like-uri dacă vreți să postăm și mai multe clipuri de acest gen. Și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat, bye bye, pa!